Hei, salutare din nou, bine v-am regăsit la un nou episod din Haideți să construim modelul numărul 3. Rămăsesem să ne gândim ce facem aici. Dacă punem clay, dacă nu punem clay, nu știu, o să pun niște clay. Cred că totuși am să fac o cameră aici. Sau nu, n-am să fac nicio cameră, habar n-am. Deci chiar n-am nici cea mai mică idee ce am să fac. Probabil, nu știu, mă gândeam să fie ca un fel de casă asta de, nu știu, de distracție sau ceva. Deci o să fac aici un fel de... O să fac aici un bar. O să fac aici un bar, da, o să fac un bar. O să fie... O să fie ceva fain. Așa, aici încă n-am idee ce am să fac. Ok, aici o să... Lăsăm cu stone. Ok, ce să lăsăm cu stone și tot. Perfect, 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 lăsăm cu stone. Ah, cred că o să dureze ceva tot tutorialul ăsta. Nu știu, oameni bogați care își pot angaja servitori și de-astea care au un bar și barman acolo. Ok, deci să punem acum, nu știu ce să punem, chiar habar n-am ce să punem. N-am idee. Mă uit așa ca un prost. Probabil barul o să înceapă... Spre exemplu, de aici, nu să punem clay de asta, haideți să punem ca și teșghea. Am să pun, nu știu, tot un clay. Oare așa, cred că stone bricks, oare ar merge? Dacă pun de astea, pentru bar, să zicem că pun de astea. Pac, pe aici o să intre barmanii. Fapt, nu. Nu chiar pe aici. Pe aici o să intre, pe aici o să intre ei. Perfect. Nu știu, aici haideți să facem, fie că e mic spațiu și să spunem, Haideți să facem ca o toaletă, să zicem, ca să fie o toaletă. O să vedeți ideea mea, ce idee am. Fac perfect, aici ce pot să fie sticle și de-astea. Firar, dacă pun aici glowstone, o să se-mi topească zăpada, ceea ce nu e chiar ok. Ok, deasupra să mă gândesc ce să punem. A trebuit să punem ceva aici deasupra, nu știu. Așa aș vrea eu, așa simt nevoia să pun ceva acolo. Să punem ceva cobblestone slabs. Fapt, nu, lăsați-mă așa, că e frumos și așa și fără. O să trebuiască aici să punem... O să punem ușițe de-astea. O să punem ușițe de-astea în ambele părți. Și acum ceva care să imite, nu știu, bă, ce au ăștia prin bar. Să spunem că aici, mă rog, o să fie o fel de chiuvetă. Bun, să zicem că aici o să fie o chiuvetă. Chiuvetă. De la decorațiuni să luăm un pahar. Oh. Deci aici o să luăm un pahar, perfect. Pahare pe aici, un pahar și pe bar. Mai pun un pahar pe bar aici. Ok, aici o să punem un tablou. Da, o să punem un tablou. Why not? O să punem în ăsta. Ok, nu știu ce mi-a scăzut frame-urile instant. Stați un moment, vă rog. Așa, am revenit. Nu știu ce mi-a scăzut frame-urile. O să pun tablouul ăsta. Sau fapt, lăsăm fără tablou. Nu-mi place cu tablou. Aici să punem oarecum... Aha. Aha.
unde cred că era la Building Blocks. Să punem asta, știți, ca și cum ar fi sticle de băutură aici, de lichior și chestii. Ok, ce să mai punem noi? Păi, ce mai este pentru un bar? Ok, să uităm pe aici, pe la Reston, ce avem noi. Am putea lua asta și asta, să luăm, I don't know, chestiile astea. Oh, aici am venit prin bar, habar n-am. Deci aici, nu, aici să punem un pahar, spunem că ăsta ar fi un, nu știu, n-am idee. Haideți să schimbăm, aici să fie chiuveta, știți? Aici să fie un fel de... nu știu, n-am idee. Bă, chiar n-am nicio idee, fraților. Deci chiar n-am nicio idee. O să las doar așa. Adică... pare a fi un bar, nu? Pare a fi un bar. Dacă nu pare a fi un bar, ce facem? Mai punem niște scăunele, fiindcă lumea stă la bar, comandă la bar, bea shoturi la bar, bea Jager și vodka și toate tâmpenile. Fac, fac, fac scăunele la bar. Desigur că începe ploaia și nu este deloc ok. Să luăm, cum îi spune, astea să punem, să punem gen doar cu unul, așa, știți, ca să, să punem doar cu unul, ca să fie, wow, ceva, ce am făcut, stați să leacă, ce am apăsat, habar n-am, ok, o să pun asta aici, da, frumos, așa, scăunele, nu știu, doar cu un mâner, că, nu știu, toată lumea să aibă pahar, să are pahar aici. Ăla are paharul în față. În fapt, nu, ăsta comandă. Perfect. Ok, aici, nu știu, spuneam că... oh, ia, ce casc. Aici spuneam că o să fie baia, dar nu știu dacă o să fac aici o baie neapărat. Chiar n-am nici ce o să fac aici. Nici chiar n-am idee. Și nu știu, nu cred că să mai fac camera în partea asta, fiindcă n-ar fi ok. O să fac direct aici o cameră. Cred că aici tot să fac baia. Cred că aici o să fac baia. Nu, aici o să acopăr cu stone din asta. Ba, nu cu stone, cu clay. Asta e zăpadă, nu, dar asta e zăpadă. Dacă pot să lumineze, o să fie nașpa, fiindcă o să-mi topească toată zăpada. Sper să nu lumineze. Unde-i, hai să punem lanternul ăsta, așa. Da, n-arată rău. Chiar n-arată rău. La fel o să facem și aici. Haideți să... aici ar trebui să închid, nu? Da, aici ar trebui să închid. Perfect. Da, din păcate să fac la fel. O să pun clay din asta green. Oh, nu, ce-am spart acolo? Nu trebuia spart acolo. Ok, perfect, perfect. Și aici toate cele bune și frumoase. În spate nu o să fie nimica, o să fie un gol, pare. Așa. Acum, ca să fie fain, o să scriu iară clear. Și... băi, m-am gândit la bucătărie. Oh, doamne. M-am gândit la asta. Băi, stați așa că avem spații destul de mare. Deci chiar avem spații destul de mare, chiar nu-mi pasă. Ok, o să luăm gardinul asta.
Și o să luăm, nu redstone lamp, o să luăm glowstone. Glowstone, ok, perfect. Și acum cum să le punem noi? Ce? Cred că trebuie să fac doar cu una. Dar dacă pun așa, a, perfect, nu se... Deci o să... Deci începe, da? Deci una, două... Deci la a doua punem aici. De la a doua mergem... Una, două, trei... Și fix la a patra, pe partea asta, punem așa. Ducem în jos mult și bine. Nu știu câte ducem în jos. Duceți și voi câte vreți. Destul de mare spațiu, deci... Nu, știți, totuși m-am gândit, cred că ar fi ok dacă... Știți, cred că ar fi mai ok dacă aș sparge chestia asta. Știți, și să las doar sticlă. Adică, da, sticlă, sticlă, nu gheață. Și să las, o să las doar un patie de acolo să las gheață. Că, știți că, na, e foarte întunecos și apare în glossul ăla chiar nu face față deloc la... Nu face cu mine, deci trebuie să se pun foarte mult și ar putea să-mi topească gheața și zăpada și n-ar fi ok. Dar nu, era o treabă, era o treabă, dar nu se poate, asta este... Avem de spart ceva? Îmi pare rău, nu pot modifica tocmai acum, dar asta este ce mai întâmplă. Pe viitor am să țin minte să mai fac greșeala asta. Ok, bam, 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 până sus ridicăm tot frumos, pac, 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 bam, 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 bam. Ah, până ce trebuie să ridicăm, perfect. Adică, e normal că să văd liniile astea, știți, de la... De la sticlă, dar nu ce să faci, adică, na, asta este. Am văzut că erau unii care foloseau textură, o textură ceva, știți, dar puneau sticlă, dar nu era sticlă, adică, mă rog, nu aveau lungile astea negre. Nu știu ce textură folosesc ei, chiar nu am idee. Păi și totuși, abia aștept să apară Outlast 2. Am așa o nerăbdare să-l joc. Și chiar vreau să joc jocul ăla, o să fac și un gameplay la el. Cred că toate serverele de Steam, ale Steam-ului o să pice pe lumea. O să trag un jocul ăla, o să-l cumpere. O să fie, o să nu știu... O să stau ceva... Mă rog, o să-l trag și o să fac și un gameplay la el. Să vedem ce se întâmplă, care treaba, sau chiar un game pe un first impression. Chiar sunt curios cum se termină, adică, nu știu, e destul de fain, dar pe mine nu prea mai sper de lucrurile de groază, adică știu că am tot ce s-ar putea întâmpla. Am văzut extrem de multe filme de groază și nu știu, de câte am văzut eu, cam și toate fazele care se pot întâmpla, nu știu, spre exemplu, la un moment dat era o fază în demo, când deschizi, ce uitam să pun sticlă? Când deschizi o fereastră, știți, și apare o cioară sau ceva de acolo. E la faza eu mă așteptam, știu, să apară ceva de acolo sau... Da. Ah. Ok, mă scuzați, deci tot sunt puțin răcit, încă nu-mi trece. Aici, n-am idee ce o să fie. Deci, da... dacă aici... Arată decent așa. Ok. Nu știu, haide să... Să ne gândim pentru living. Aici, deci, ăsta e spațiu mare și am să fac să fie aici living-ul. Fiindcă se merită să fac aici.
și o să trebuiască să iau iar niște zăpadă. De fapt, nu, o să iau, cum se cheamă? O să iau zăpadă în ăsta. Oh. Slabări de zăpadă. O să vezi ceva de pus. Pardon. Gândesc că tușesc. Eu nu ai plouă iară. Ok, să fac canapeaua. Aici normal că o să fac canapeaua cu fața spre ocean, fiindcă cred că asta e cea mai interesantă chestie. Deci o să fie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. O să fie de 3 pe 5. Să ridicăm acum. Deci 3, 4, 5. Poate să fie la nivel momentan. Fapt, nu, o să șterg asta de aici. Și asta. Și o să doar așa. Deci, ai acum 5, 6, 7. Nu cred că este chiar cât un bloc. Nu? Nu cred că este chiar cât un bloc, nu? Asta nu, evident. Cum pare că nu este chiar cât un bloc. Ah, e aproape cât un bloc. Nu am nicio problemă. Deci, acum e cât un bloc. Deci pe col să facem să fie cât un bloc. Ce o să pun în clina asta și o să luăm covor. Un covor alb. Acum vedeți să puneți exact pe margine. Că dacă punem pe... Ah, nu, putem pune și pe ea. Ah, credeam că dacă punem pe ea să strică, dispare. Canapea noastră, cele toate zilele. Da, nu știu, știți, în momentul în care ai așa o priveliște, adică, mă rog, nu cred că mai ai nevoie de televizor sau ceva în genul ăsta, deci clar că o să sărim peste. Da, ce m-am gândit este unde naiba pun bucătăria. Deci chiar am nicio idee unde naiba pun bucătăria asta, să vedem ce este afară. Să văd cum pot să-mi fac planul, fiindcă am început să fac asta fără un plan. Deci dacă merg încolo o să dau de asta. Deci, aici aș putea să fac chiar o cameră, spre exemplu, chiar dacă ies o leacă o să am în vedere câte păduri și de astea. Deci o să fie ok. O să fie ok. Mai spre exemplu să las aici bucătăria, știți? Și încolo să fie camera. De exemplu, aici să fie internet, aici să fie internet în cameră, știți? Și să fie bucătăria. Oare să fac așa? Oare să facem așa? Acum să ne dumetri, fiindcă dacă fac aici bucătăria, acolo să trească să fie sala de mese. Să mă gândesc. E fain că pot privi și înăuntru deci de sus. Deci, ce o să fie bucătăria? Undeva pe ce o să fie sala de mese, unde se ia masa. Sunt sesuit. Ok. Pare să aici o să fie camera, nu? Da. Ah, ok, o să fie așa. Acum, stau și mă gândesc dacă... Aici dacă aș pune un perete, asta o să fie foarte urât. Deci, nu cred că ar fi ok să... Punem asta aici. Hai să lăsăm cam... Nu, haideți să lăsăm așa aici. Să dăm să dăm o mare gaură în peretele asta. Să fie gaură de 1, 2, 3, 4. Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pe 7, da, pe 7. Perfect, o să fie o gaură de 7, așa. Nu știu cât mergem încolo, chiar n-am nicio idee. Momentan, n-am nicio idee cât mergem încolo.
Eu zic că ta e ok. Eu zic că ta e ok, adică mai mult nu cred că e nevoie, nu? Până aici. Sigur aici am să ai lumină naturală, din păcate. O să fie de bucătărie așa, open space. Să fie deschisă, nu știu, mai să facem niște gori prin tava momentan să vedem și noi ceva. Știți? Ok, Hai să lăsăm cu stone. Așa și ce, la fel o să pun stone și aici. Și partea frumoasă că avem bucătăria așa, este că noi... Adică nu știu ce spune, să pun platul și astea în partea asta. Și ce să fie scaune și așa? Cred că da, așa fi ce mai ok. Să venim și aici, aici. Aici. E ok. Deci bun, spargem o leacă din peretele ăsta. Cât spargem din el, cât mergem încolo în adâncime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, 6 încolo. E ok, nu e mult, e ok. Hai să facem așa, am o idee, dacă fac mult mai mare blatul de bucătărie, că să fie mai fain. Și a spart cu două. Cum o să mă tăpați că, de ce ai făcut așa ceva? O să vă arăt de ce. Gaură aici, de la, să luăm o bucată de apă, de niște apică, la reston. Punem asta aici, aici ca și cum ar fi cuveta, știți? Ok. Dacă aici e cuveta, haideți să punem ceva sus, nu știu, ceva rafturi, să luăm astea albe, o să punem alb, vreau să fie alb. Pac, 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 sus, așa. Aici la fel, tot la fel, o să fie ceva alb. Asta e blatul. Perfect. Aici cred că am putea pune cuptorul. Sau nu. Sau da. Sau nu. Nu mă, las cuptorul, punem acolo. Punem în partea asta. Hai să mai spargem una. Sau nu. O să fie așa o leacă. O să ne întoarcem puțin cu platul. La bucătărie. O să spargem cu două. Așa, perfect, aici se vede mai bine, cum știu, sunt puțin chiori eu, așa, în felul meu. Ok, spunem una aici, deci am spus că ne dorce cu blatul, astfel încât, aici să fie hota, decoration, în acel din asta. O să punem ceva singur cuptor, fapt nu, cuptorul o să punem aici. Perfect, aici o să fie asta. Desigur, mobila. Și să mă gândesc, noi o să punem iron, o să punem de fier. Spune asta să fie de fier. Așa. Perfect. Și aici ce să facem? O să punem reston. Așa. Luăm iron trapdoor, punem pe de-o parte și pe de cealaltă parte. Știți, ca și cum ar aspira peste tot. De fapt, nu. Haideți să punem așa aici deasupra. Cred că mai e ok dacă am pune așa. Da, e mai ok dacă pune așa. Aici punem iară așa, perfect. Da, ce lipsește îi cum se cheamă însă chestiile prin bucătărie, habar n-am. Deci o să pun la fel tot așa din astea. Pac, 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 pac.
corpuri de bucătărie, nu știu, luăm și punem și niște butoane. Habar n-am, uitați, puneți butoane pe aici și pe aici. Puneți butoane, știți, nu știu, ca și cum ar fi mânerul. Aici, la fel, jos, luăm buton de piatră. Buton normal. Aici, aici o să luăm, să punem o plită, nu știu. Și click perfect, așa. La fel, de la decoration o să luăm și o să punem un pahar. Ok, o să punem un pahar și aici am cu un pahar lângă, perfect. Și e ok momentan. Îmi plac luminile astea. Iar o plouă. Deci mi-e plac luminile astea, sincer. Să vă zic. Deci chiar îmi plac. Cum sunt puse ele așa, random, știți? Fără nicio... Și uitați că punem clean în loc de... Stone. Deci chiar îmi plac cum le-am pus așa, știți? Random. Și mă gândesc dacă să le las așa. Dacă parcă... Parcă dă un alt aer, nu? Adică așa random, pac, pac, pac. Hai să punem o leacă mai random tura asta, nu știu. Oh. Și să mai punem două undeva aici. Știți, una aici. Și două aici. Băi, fain. Chiar îmi place. Am să las așa. Ce vreau să fac eu? Am uitat ce vreau să fac eu. Da, masa. Bun, să luăm ceva negru. Nu știu, ceva negru, ceva negru, ceva negru. Black. O să luăm clay negru. Punem clay negru aici. La redstone sau... o să luăm niște ață. O să luăm niște ață, avem nevoie de ață. Ce o să facem cu ața? O să punem pe jos. Asta noi o să punem pe jos până aici. Știți, ca să... Ca pe deasupra, nu, o să punem asta și pe aici. Așa. Unde o să stau? Nu, trebuie să stai aici, trebuie să stai aici. Ca pe deasupra ații o să punem noi... Nu, lăsăm așa. O să punem doar clay negru pe aici. Perfect, o să punem clay negru. Iar pe deasupra aței, noi o să punem covor. Vezi? Și când punem covorul, aici dă e o mică gropiță, ceea ce poate să pare interesant. Desigur, o să luăm azur, din asta. Azur. Habar n-o să pronunță, nici nu vreau să mă... Deci nu vreau să știu cum să-i pronunțăm. Totuși, aici ar fi interesant dacă aș veni cu forma asta. Uitați. Așa. Și, desigur, o să luăm niște jungle wood. Să punem, știți. Pac. Arată binișor. Hai, punem până aici. Până aici arată bine. Toată lumea fericită. Eu sunt fericit. Voi sunteți fericiți. Sper că voi sunteți fericiți. Ok, curat. Acum o să-mi conselec inventarul și... Aoleu, o să fie lung. O să punem... niște scări. Oare să pun scări? Da, nu. O să pun niște slaburi. Oare... O să pun niște slaburi pe post de... Pe post de scaune. Și la fel, o să le pun doar în spate și în partea stângă. Semne, știți? Doar în spate și în partea stângă. Pac, perfect. O mică bucătărie. Colțul ăsta de aici îi... nu știu.
Ciudat colt să zicea. Nașpa. Nașpa rom. Ok, acum aici să... Nu știu ce îmi dă iar frame-urile astea mici. Scad frame-urile. Revin într-o secundă. Ok, am revenit. Și știți că a rămas... De fapt, îmi scăzuseră FPS-urile, asta fiindcă nu mai avem deloc spațiu să salvez filmările. Ok. Deci, să mergem să facem și camera de aici, din partea asta. Bun. Deci, nu știu cum o să facem, să facem zidul ăsta. Ok, deci aici este intrarea. 1, 2, 3. Aici o să fie grădina asta. Ok. Este clip. Da, e clip. Bun. Dacă sparg aici, oare unde ies? Aici. Oh, nu are fi idee bună. Să mă gândesc. Cred că... Deci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Deci, 9 în partea aia. Și acum, în partea asta, o să facem de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect, am ieșit la față. Deci, am rămas 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ok, perfect. Acum, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Și acum să dăm un aspar nou. Perfect. De fapt, ar trebui. Trebuie așa să fie. Să fie la nivel. Perfect. Să ducem totul la aceeași linie. Așa. Deci, cam aici ar trebui să fie camera. Cam asta ar trebui să fie. Conturăm. Dacă vorbesc cam încet, fiindcă abia m-am trezit. Și acum înălțimea o să fie 1, 2, 3, 4, 4 înălțime. Ok. Asta facem toate astea. Aici 4. Bine. Mă rog, bă, dacă nu aveți asta, nu, bucata asta, puteți să lăsați așa. Sau, cum se cheamă, deci vreau să spun. Nu neapărat să ieșiți undeva la lumina cu camera, dar așa ar fi cel mai ok. Bun, deci 4 aici. Și acum o să mă apuc să fac un off-camera. O să fac pereții cu clay. Și vedem ce o să iasă. Ok, bun, deci aici în fața balconului erau doi copaci aici și aici pe care i-am difrișat. Așa. Și în loc să mă opresc aici, am mai mers puțin, încât să iasă o leacă în afară. Vedeți? Aici trebuie pus slab. Aici o să pun niște slaburi. Sau nu? Dacă las așa... Da, lăsăm așa.
chiar dacă se vede asta de aici, da, mă contează, arată bine și așa. Deci, cum intri în cameră, pac, faci dreapta, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece. Deci, cu 15, 15 blocuri, cum faci dreapta în cameră. Și acum să punem și balustrada, mă rog, între ghilimele. Balustrada, o să luăm negru, data asta, să fie la negru. Așa și parchetul este spruce wood. Dar, de fapt, dacă stau bine și mă gândesc, haide să punem aici iar slaburi. Știți? Punem aici slaburi. Și, spargem asta. Aici punem quartz, mă rog, să le-am mâncat cu slaburi de quartz și quartz. Așa și... unde sunt covalele? Ah, aici. Să primim covale. Oh. Știți? Așa cum ar fi aia pe care grisează ușa. Aici o să punem sticla de asta normală. Ok. Și aici aia sticla normală. Bun, aici o să mai fie un mic balcon. Din caz dacă nu știți, pe latura asta, la camerii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 găuri și continuăm pe la 15. Bun. Un mic balcon și să-mi gândesc. Hai, capacul pe capacul aici, dar nu mai e. Nu mai sec, o să fie de balcon, o să fie de 1, 2, 3, 4. 4 pe 3. Ok, 4 pe 3. Iarăși cu boschetul ăla. Ok, aici se unește de frunze. Așa, o tăiem. 4 pe 3, aici frumos. Bam, 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 bam. Să acopere. Ok. Și punem slaburi. Perfect, aici o să fie un mic balconaș. Aici... nu știu ce să zic, cred că ar fi ok dacă pune niște stone. Era plouă iară. Aici sunt niște stone, ar fi mai ok. Care sunt stone. Asta așa se zicea. Cu stone, ok, perfect. Eventual, na, dacă nu place. Mă scuzați. Ok, aici putem da o gaură. Și să rezolvăm treaba asta. Nu, cred că putem mai bine și să punem un tablou. Putem pune un end road așa. Din tavan să atârnem. Luăm ghiveciu. Luăm o floare, nu știu, oarecare, nu contează care. Pac, pac. Perfect. Și acum facem o ușiță. Bam. Așa. De fapt, nu. Chiar. Așa. Oh. Să fie modelul la fel ca partea aia. Ok. Bun. Acum. Oare să las până sus? O să las până sus. Stați că, nu știu. Trebuie să dau o găură până sus. Aici... aici nu dau, nu? Stați, când am intrat. Bine, m-am dus. A, pe aici. Aha. Aici e ok. Nu nimeresc scările. O să mergem așa pe două laturi, pe două blocuri. O
Oh, trebuie lumina. Vreau lumina. Lumina, lumina, lumință. Ce am luat? Ah, e în stone. Wow. Ah, uite. Glowstone. Perfect. Spune, ai cerut moneta nu glowstone? Și o să mergem așa. Mult și bine. Aici o să fie baia. Deci, mergem de la ora asta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. La ora 2. Bun. Și acum de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pentru bai, cred că ajung. Nu. Așa cred și eu. O să merg cu ea până... Da, să mă gândesc, cred că o să merg cu ea până aici. Știți, ca să nu dau de cuarțul ăsta. Mi-a plăcea, știi, să las, știi, să las baia doar cu stone. Așa peste tot ar fi mai fain. Și să punem granit pe jos. Deci pe jos, peste tot o să punem granit. Tuse asta. Mă omoară tuse asta. Mă omoară cu zilele. Ok. Bun. Ar trebui să vadă... Hai să dublăm peretele, știți? Îl dublăm. Nu văd nimic. Ok, ca să dublăm, știți, ca să nu... Și acum putem continua cu vremea cu baia. Perfect. Bun. Bine. Deci chiar cât vrem noi. Depinde până când spargem acolo. Nu mai vreau să mai tușesc, m-am săturat. Aici putem să punem două de astea, nu o să supără nimeni. Perfect, arată perfect. Îmi place, are un aer, are o atmosferă foarte intimă, ceea ce e ok, fie că este o baie. Ok, acum să spargem astea. Să dăm niște găuri. Ce-am pus acolo? Stone. Să punem din asta. Asta-i peretele de... Uite mă, că am ajuns până la peretele de... Ce pus acolo, măi? Diorită partea, nu? Da? Uite mă. Ok. O să punem și aici diorită, știți? Ok. Să-i punem și aici. Aici o să punem stone. Perfect. Pe jos iar granit. Cum am zis, aici ce? Aici e stone, nu? Da, e stone, perfect. Perfect. Să luăm, acum, să luăm niște preșuri. Asta nu știu, să luăm un preș gri. Să potrivească, punem pe jos.
spune pe tot preșuri. Bă, n-am spus să spune preșuri. Ok, lăsăm așa, știți ca și cum ar fi rafturile. De la, cum se chema? De la dressing, ok. Aici o să fie baia. Băi, să mă gândesc. Bun, deci dacă aici o să fie baia, cred că o să trebuiască să fie închisă, nu? Adică să aibă ușă. Dar o să las așa. O să las așa. Bun. Partea faină este că putem săpa. Bun, știți? Putem săpa. Și se iasă chestii mișto, cred. Aici am un glowstone, perfect. Să luăm brewing aici. Să luăm un ceamul din asta. De la redstone putem să luăm. Mă, iară plouă. Fie rar. Ok, aici poate să fie cubeta. O să las așa astea pe jos. Îmi place cum sunt puse. Sunt foarte fain puse. Le-am pus chiar bine. O să fac și eu ceva cabine de duș. Cabine de duș. Aici. Pac, 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 pac. Oh, pe aici. Haideți să luăm fence. Oh, fence, iron bell. Să punem. Știți că așa s-ar închide. Ok. Aici jos o să punem un dispenser. Dacă pot spune așa. Ok, îl punem frumos cu gura în sus. Și aici o să fie ala de la duș, care o să curgă așa. Perfect. Iar aici, 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 aici. Putem să punem un white banner, știți? Așa cum ar fi un prosop. Pac. Arată chiar foarte bine. Aici să spargem. Puțin. Și hai să spunem că o să fie toaleta. O să fie puțin mai izolat, știți? Totuși trebuie să ne vadă toți cum mergem la baie. La redstone o să luăm un hoop hopper și wooden trapdoor. Ok. Și asta o punem așa. Să ce fac? Deschis toaletă. Și să vă arăt și ceva frumos pe care îl știu. Să luăm, să luăm de aici item frame. Și de aici o să vească să luăm quartz din asta, pillar quartz. Fetac, punem asta. Punem asta aici, rotim. Pe perete punem butonul și bam, avem hârtie igienică. Arată grozav, părerea mea. Ah, și cred că mai trebuia să luăm un banner din asta. Un banner undeva, să mă gândesc. Undeva aici, știți că aș cum ar fi pe o săpă de mână. Perfect, 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 perfect. Bun, acum ce am să fac în off-camera? Am să pun aici geamul. Am făcut geam și am să mobilez camera asta. Ok, și cam asta a ieșit. Aici pe balcon avem o mică băncuță. Deci, cum am făcut? Am pus niște slaburi de quartz, trapdoor și trapdoor, hidrata și pacă și băncuța. Aici am pus o fel de chestii, știți, care se lumineze. Am săpat încă două blocuri încolo, unul așa în jos, pe al doilea bloc.
glowstone, aici sticlă, după aceea am pus tot iar la loc cu perete frumos. Aici un pat cu lână roșie, lână albă, de la de zăpadă, slabări de zăpadă, pe jos lână roșie, mă rog, mochetă de roșie, știți? Ca și cum ar fi pătura, jos. Aici niște fotolii cu, cum se cheamă, cu de-asta de zăpadă. Ok. La fel și aici. În rest, aici am pus niște cracked stone bricks. Să arate bine. Să schimbe puțin designul. Așa. Și aici am făcut, am întors canapeaua, știți? Și aici vreau să pun un televizor, parcă, da, vreau să pun un televizor. O să luăm black wool. Ok, unde este black? Nu, unde e lână neagră? Lână neagră. Ah, chiar așa e neagră. Haideți să luăm altceva. Haideți să luăm călei din asta. Pac. Așa. Da, mai TV-ul, ceva oameni ăștia. Și cam gata de televizor. Perfect. Ok, acum aici o să fie încă o baie. O să fac aici încă o baie. Și o să vă arăt ce a ieșit și ce am făcut. Ok, și am terminat. Bun, deci aici am făcut un fel de mini piscină. Faptul în care ai putea să te speli, știți? Ok, aici ar fi o chiuvetă, toaleta și cam atâta. Așa, am pus o ușă. Nimic special. Bun, acum o să vedem cum facem cu scările. Ok. Deci aici ajungem pe asta. Ok. Zic că aici trebuie să punem niște iarbă. Așa, o bucată să fie cu iarbă. Dacă nu mai rămân, știți ca să nu pară că am intervenit mai. Așa, fac așa, să lăsăm așa. Ok, și pare frumos. E sub de frumos. Ok. Asta lăsăm așa aici. Cred că să fie un drum de stone. Să facem stone, știți? Stone. Până aici. Ok. Ok, așa, la fel, așa. Probabil așa. Aici o să trebuiască slaburi. Perfect. Am sus casa. Nu. Ceva în genul ăsta. Mă rog, nu știu unde să spunem că ar fi intrarea de... Am putea... Nu știu, pe undeva să fie intrarea. Ah, nici cea mai mică idee. Pe undeva pe aici. Aici să luăm oak leaves, să luăm frunze din astea de oak. Ok, păi nu știu. O să fie distrug și nu e ok. Așa. Așa, aici și așa. Ia, un moment, vă rog, un moment. Așa, și am revenit. Bun, deci am făcut off camera. Am pus niște băschiți pe aici. Am făcut puțin drumul, pe copăcei. Simplu de făcut. Am pus scările. Iar aici am pus un fel de plantă agățătoare. Da, și cam atât am. Mulțumesc că m-ați urmărit din nou. Și dacă vă place, dați și voi un like și un share. Și nu uitați să vă abonați pentru alte tutoriale.